totul a evoluat mult mai mult și ne-am rămas puțin în urmă. Din acest punct de vedere, e și mai dificil pentru niște fete tinere. Știu că și ei au trecut foarte mult, prin foarte multe alături de mine. Trebuie să treci peste multe ca mamă de sportiv. Le-am spus tuturor că eu o să intru pe Cristina Neagu. Uitați-vă la mine că o să fiu mai bună decât ea. Sunt Diana Alexandroiu, am 17 ani și joc pentru Naționala României. Diana, când era copil, era un copil? Cum și-l dorește o mamă? Jucăuș, neastâmpărat, curios și dacă mă duceam la ea să o cert, decât să uita la mine, nu mai reușeam să o cert. Adică o îmbrățișam. La începutul clasei a patra, a cochetat așa un pic cu multe sporturi ea, că așa e, la o vârstă când ești tânăr, nu prea te decizi spre ce îți place, spre ce te atrage. A avut norocul că la școala unde era ea la generală a venit domnul Dăbuleanu, primul ei antrenor, cel care a orientat-o și spre acest post de interstânga, care a chemat-o la dumnealui, dar ei nu i-a plăcut. Că făceau jocuri. Du-te, mă, mami, că trebuie să te vezi cu mingea. Nu-mi place. Ce face? Ce e aia? Păi, dă-ntă cât cu o minge, eu mă plictisesc. Exact asta a zis. Eu mă plictisesc. Mie nu-mi place. Adică la ea trebuia să fie ceva, să nu existe plictiseală. La ea trebuia să fie totul cu adrenalină, totul în mișcare, dar tot. Și toți în jurul ei la fel. Joculețele alea nu i s-au părut interesante și a plecat. M-am trezit cu ea că s-a dus, dar nu mi-a spus. Aici m-am mințit un pic. Dar mi-a plăcut că tot spre sport s-a orientat. S-a dus la judo. Și după aceea s-a dus la sala LPS și acolo a început, într-adevăr, handbalul să-l facă. Plus că foarte curând antrenorul a mutat-o la o vârstă cam cu 2 ani, că dumnealui avea o echipă cu fete mai mărișoare, care se duceau la liceu deja. Și au băgat-o și pe Diana, că de înălțime se apropia de ele. Și se vedea, dar pe teren se vedea un copilaș încă nedezvoltat cum trebuie. Avea încă formele unui copil de 9-10 ani, așa, 11 ani. Și alerga sărăcuța, se uita pe teren, pe marginea terenului, să-i spună antrenorul ce să facă. Mi se pare mult mai frumos să joci un joc de echipă decât un joc individual. Mereu mi-a plăcut să fiu în preajma oamenilor și mi-a plăcut pentru că se creează anumite conexiuni pe care nu prea poți să le creezi într-un sport individual. Multe sunt născute în orașe care nu au cu adevărat echipe puternice, o performanță tangibilă în handbal și trebuie să plece de când sunt mici, trebuie să facă eforturi foarte mari. În România, distanțele sunt destul de mari, trebuie să plece la câteva ore de părinți și nu e ușor pentru un copil de 14, 15, 13 ani chiar să plece de acasă, să învețe să trăiască pe cont propriu, chiar dacă, evident, au ajutor. Mie mi se pare foarte dificil. Din acest punct de vedere, e și mai dificil pentru niște fete tinere să plece de acasă în alte orașe, poate chiar orașe mai mari, să nu cunoască absolut nimic, să învețe să descopere lucrurile astea și să fie departe de familie. Trebuie să treci peste multe ca mamă de sportiv. Eu cu Diana, într-un an de zile, nu știu dacă cumulez zilele când ne vedem să facem 2 luni pe an, așa acumulate să ne vedem. Să pot să spun că ne vedem, în rest suntem numai în telefoane și alea destul de scurte, că, na, eu sunt după antrenament, știu că este obosită, strictul necesar, cum te simți mami, așa, când ne mai vedem, chestii de astea. Câteodată îmi doresc să stea așa într-o vacanță, așa, mai de o lună de zile. Am fost destul de mult plecată de acasă și
Știu că și ei au trecut foarte mult, prin foarte multe alături de mine, pentru că când eu eram plecată de acasă, ei mereu se gândeau la mine și probabil n-am stat destul de mult cu ei, mai ales cu mama mea, pentru că mama stă în Pitești, iar eu stau în Slatina și abia apucăm să ne vedem. O luna viitoare ea face majoratul, ca să zic așa, dar nu ne vedem, ca de obicei. De zilele de naștere ale Dianei nu le-am sărbătorit cam niciodată. Așa? Handball a devenit mai mult decât un sport pentru mine când, din momentul în care am auzit de Cristina Neagu, cred că în 2015, când a fost desemnată a treia oară, dacă nu mă înșel, a doua oară, cea mai bună jucătoare a lumii. Și de atunci le-am spus tuturor că eu o să întreb pe Cristina Neagu, uitați-vă la mine că o să fiu mai bună decât ea. Și asta m-a motivat de la zi la zi să devin din ce în ce mai bună. Diana Alexandroiu, dacă va reuși să-și mențină acest ritm, va deveni cu siguranță printre, hai să spunem, top 10 interstânga din lume atunci când va face pasul cu adevărat la senioare. Ea are încă 17 ani și a debutat deja la Europeanul de senioare, a debutat deja Naționala României Mare. Diana Alexandroiu este o persoană foarte puternică, adică când mă uit la ea îmi dă puterea necesară să continui. Cu ea am cea mai mare forță în apărare, acolo, bineînțeles, în zona centrală. Este o persoană bună, foarte prietenoasă, foarte iubitoare și se dorește acestui sport. Cred că Diana Alexandroiu este o jucătoare de echipă, este o jucătoare modestă, care preferă reușita echipei decât reușita individuală și cred că este o jucătoare puternică. Diana Alexandroiu este un adevărat lider. Mi se pare o jucătoare care a crescut enorm, greșea foarte mult la celelalte categorii de vârstă, avea multe turnover-uri, dar în acest moment cred că a înțeles ce trebuie făcut pentru a nu pierde mingea atât de ușor, iar aruncarea este cu adevărat fantastică. Dacă nu are probleme medicale, cu siguranță spuneam, va ajunge în primele 10 jucătoare din lume pe acel post pe interstânga. Pentru mine, sincer, să fie foarte important să am un exemplu, pentru că eu sunt genul de om care se ghidează după exemplele altora și cred că poate ajuta pe foarte mulți oameni. Cristina Neagu este un adevărat model, este unul dintre cei mai buni sportivi ai României, chiar dacă joacă într-un sport de echipă. Este un adevărat model, este o jucătoare care a arătat că și dacă ești român, poți să faci o mare, mare performanță și să ajungi sus. Și e o jucătoare care a marcat peste 1000 de goluri în Champions League. Și este cea mai bună marcătoare din istoria europeană. Asta cred că spune tot. Cristina m-a ajutat foarte mult pe plan individual, din cauza că am vorbit cu ea despre destul de multe lucruri și am observat-o cum este ea în jurul fetelor, pentru că toate fetele o respectă și are un caracter foarte frumos, știe să se comporte, știe să facă atmosfera și știe să unească echipa. Mereu unde era și Cristina, toate fetele râdeau, toate fetele vorbeau și ea ține foarte mult la unitatea grupului și sper ca și eu să reușesc să fac ceea ce face ea cu Naționala de seniore. From 10 meters, Alexandroiu fires one home for Romania. It's 3 for her. Another great goal. Alexandroiu has been brilliant. 4 goals for her now. Pentru Diana este o șansă atât de unică la vârsta ei, neașteptată chiar, deci chiar nu ne așteptam la așa o convocare. Prima oară când am aflat de convocare, am fost foarte entuziasmată. M-a sunat domnul Pera, eu n-aveam numărul dânsului în telefon și m-a sunase de două ori. Apoi mi-a dat mesaj că, bună, sunt Florentin Pera și aș vrea să vorbim. Imediat m-am emoționat, nu știam cum să-l sun,
Și până la urmă l-am sunat și mi-a spus că în 5 zile o să avem pregătire cu lotul de senioare, că ești tu convocată. Și am fost foarte fericită, dar în același timp și puțin panicată, pentru că aveam doar 5 zile să mă pregătesc pentru o asemenea ocazie. Și am început să plâng, mi-au sunat părinții, au fost și ei foarte fericiți. Apoi, când am ajuns la lot, am avut foarte multe emoții să fac cunoștință cu fetele, nu știam cum să mă comport, cum să mă duc la ele, pentru că sunt atâtea fete pe care eu le am ca exemplu și în sfârșit făceam cunoștință cu ele. Perioada a fost foarte frumoasă, dar și foarte grea. În meciul cu Franța m-am bucurat că domnul Pera mi-a oferit șansa să joc și că am putut să și înscriu câteva goluri, dar a fost o bucurie trecătoare pentru că în același timp a fost debutul meu, dar meciul a fost pierdut, deci nu puteam să mă bucur prea mult pentru că am intrat să joc. Când joc pentru Naționala României simt o enormă mândrie. De când sunt mică mi-am dorit să reprezint țara și mă bucur că am reușit să o fac și la nivel de juniori și la nivel de seniori. Este ceva normal să avem presiune pentru că totuși rezultatele mereu contează și sincer să fiu, mie îmi place presiunea. Îmi plac meciurile cu miză, meciurile grele, pentru că atunci se dezvăluie adevăratele caractere. Simt că ușor, ușor încep să mi se contureze visurile pe care le-am avut. Viitorul ei trebuie să fie așa cum și-l croiește. Ea și-l croiește prin forțe proprii. O să fie un viitor mare, să fie sănătoasă, să-și atingă țelurile, este tot ce-mi doresc, pentru că obiectivele ei sunt cu adevărat importante. Vreau să dea un exemplu copiilor, generației tinere și mă bucur pentru treaba asta, că așa o gândește ea și nu neapărat pentru ea să ajungă mare sportivă, cât să fie un exemplu pentru alții. Asta e ceea ce contează pentru mine, că ăsta este scopul ei în viață, să fie un exemplu pentru alții. Cred că cea mai mare bucurie pe care pot să le fac părinților mei este să mă vadă că sunt împăcată cu ceea ce am făcut și că mi-am îndeplinit visurile.